am văzut în orice floare, în orice miros plăcut. Eu ți-admiram splendoarea, însă nu te-am cunoscut. Te-am văzut în orice floare, în orice miros plăcut. Eu ți-admiram splendoarea, însă nu te-am cunoscut. Dar azi mă închid în fața ta, ție îți dau inima, inima mea, doar tu ești Domn, în veci domnești, peste vreme același ești. Orice vuiet fulger văd, eu ți-admiram puterea, însă nu te-am cunoscut. Te-am văzut în orice ploaie, orice vuiet fulger văd, eu ți-admiram puterea, însă nu te-am cunoscut. Dar azi mă închin în fața ta, ție îți dau inima, inima mea, doar tu ești Domn în veci, domnești peste vreme același ești. Te-am văzut murind pe cruce, între doi tâlhari sus. Tu îmi dăruia iubire, eu pe tine te-am străpus. Te-am văzut murind pe cruce, între doi tâlhari sus. Tu îmi dăruia iubire, eu pe tine te-am străpus. Dar azi mă închin în fața ta, ție îți dau inima, inima mea, doar tu ești Domn, vești, domnești, peste vreme același ești. Azi mă închin în fața ta, ție îți dau inima, inima mea, tu ești Domn, în veci domnești, peste vreme același ești. Slavă Domnului Iisus Hristos! Slăvit să fie Domnul! Domnul să vă binecuvinteze pe toți care în după masa asta ați găsit de bine să veniți în locul acesta. Am vrea să facem o după masă de evangelizare cu ajutorul lui Dumnezeu și am dori să ne rugăm lui Dumnezeu că așa este frumos și așa e plăcut Domnului. Să cerem binecuvântarea Lui. Și v-aș invita pentru cei care nu vă este greu să ne ridicăm în picioare și să zicem Tatăl nostru, rugăciunea domnească împreună cu toți. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru că ta este împărăția și puterea și slava de acum și până în veci de veci. Amin. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, ne-am adunat, Doamne, după masa aceasta aici, în locul acesta, Doamne. Și dorim, Doamne, să lași har, Doamne, să lași prezența Duhului Sfânt, să binecuvintezi, Doamne, orice suflet, orice inimă, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca în după masa aceasta să ne deschidem fiecare dintre noi inima, Doamne, ca cântările, cuvântul Tău, Doamne Dumnezeule, să pătrundă în inimile noastre și să prindă rădăcini și să aducă rod pentru slava și pentru gloria numelui Tău. Mulțumim că în seara aceasta sunteți aici și că vă putem sluji. Noi venim dintr-un turneu, am fost în Bulgaria, Republica Moldova, acum ne-am întors în România, luni plecăm în Ucraina, mergem să ducem vestea bună a Evangheliei peste tot unde Dumnezeu ne trimite. Am fost în 5 penitenciare, unul în Bulgaria, 4 în Republica Moldova, pe stradă, prin sate, pe unde, așa cum o făcea și Iisus Hristos. Pentru că Evanghelia este ceva real, nu este doar o religie, nu este ceva care se predică numai în biserică, este porunca lui Iisus Hristos, care a spus, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. Evanghelia este transformarea prin cuvântul lui Dumnezeu pentru orice suflet. Dumnezeu nu vrea doar să devii un om credincios, vrea să-ți transforme viața, să fii un copil al lui Dumnezeu. În această seară mă rog ca cuvântul lui Dumnezeu să străpungă inima. Ascultă în seara asta cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul are ceva special să-ți vorbească inimii tale. De aceea mă rog ca Dumnezeu în această seară să lase harul Său, ungerea Lui peste noi, peste fiecare suflet și să vorbească Dumnezeu inimilor noastre. Amin? Slavă Domnului! Fiți binecuvântați! Și astăzi Tu ești lângă mine și acum cu brațul Tău dai o crotire, căci Tu ești al lumii stăpân. Cu brațul Tău dai o crotire, căci Tu ești al lumii stăpân. Ai fost lângă mine în furtună, când vânturi loveau casa mea, Tu m-ai ridicat cu a ta mână, când nimeni nu m-a ridicat. Ai fost lângă mine în furtună, când vânturi loveau casa mea, Tu m-ai ridicat cu a ta mână, când nimeni nu m-a ridicat. Slavă Domnului Iisus! El a fost întotdeauna lângă tine. Atunci când l-ai chemat, Dumnezeu a venit în ajutor. Slavă Domnului! Am fost copleșit de îndoială și m-am prăbușit la pământ, dar Tu ai venit ca un frate și ai stat lângă mine plângând. Dar Tu ai venit ca un frate și ai stat lângă mine plângând. Ai fost lângă mine în furtună, când vânturi loveau casa mea, Tu m-ai ridicat cu a ta mână, când nimeni nu m-a ridicat. Ai fost lângă mine în furtună, când vânturi loveau casa mea, Tu m-ai ridicat cu a ta mână, când nimeni nu m-a ridicat. Te iubesc,
iubită, zi de zi tu mă ții în mâna ta. Din zorii dimineții și până când ador, vreau să cânt bunătatea ta. Și tu mereu ai fost cu mine, Doamne, ai fost mereu atât de bun, de bun. Și cât eu voi avea suflare, eu vreau să cânt bunătatea ta. Vreau să cânt bunătatea ta. Slavă Domnului Iisus! Cu vocea ta m-ai condus prin încercare și noaptea grea lângă mine tu ai fost. Noi te avem ca tată, te știm ca prieten bun, noi am trăit bunătatea ta. Aleluia! Căci tu mereu ai fost cu mine, bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu mine, Doamne, ai fost mereu atât de bun, de bun. Și cât eu voi avea suflare, eu vreau să cânt bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu mine, Doamne, ai fost mereu atât de bun, de bun. Și cât eu voi avea suflare, eu vreau să cânt bunătatea ta. Și tu mereu ai fost cu mine, Doamne, ai fost mereu atât de bun, de bun. Și cât eu voi avea suflare, eu vreau să cânt bunătatea ta. Eu vreau să cânt bunătatea ta. Slavă Domnului Iisus! Lumea de ar fi a ta, ce folos tu ai avea, dacă sufletul pierdut ți-ar fi. Viața trece ca un vis, te-ai gândit la paradis sau la iadul veșnic din abis? Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret, din Nazaret. Astăzi în al lui iubire îți oferă mântuire, omule ce asculți, fii înțeles.
cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret, din Nazaret. Astăzi în al lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți ființele. Într-o zi și eu m-a spus, te urmez, Doamne Iisus, de atunci în viața mea schimba. De Iisus nu mă despart, El îmi este cel mai drag, poarta cerului mă așteaptă în prag. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret, din Nazaret. Astăzi în al lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți ființele. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret, din Nazaret. Astăzi în al lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți ființele. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, e Iisus Hristos din Nazaret, din Nazaret. Astăzi în al lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți ființele. Astăzi în al lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți ființele. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viața mea a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Sângele tău m-a curățit, sângele tău, Iisus, m-a mântuit, sângele tău viața mea a dat. Tu ai murit ca eu să fiu salvat. În fața ta, doar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. În fața ta, doar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Slavă Domnului Iisus!
sângele tău m-a curățit, sângele tău, Iisus, m-a mântuit, sângele tău, sângele tău, viața mea a dat, tu ai murit ca eu să fiu salvat. Sângele tău, sângele tău, m-a curățit, m-a curățit. Sângele tău, Iisus, m-a mântuit. Sângele tău, sângele tău, viața mea a dat. Să fiu iertat. Îmi ridicați mâinile, mă închin în fața ta. Doar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să mă așa de mult ca să moară într-o vina mea. Îmi ridicați mâinile, mă închin în fața ta. Doar tu meriți să fii lăudat, lăudat. Iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Glorie Domnului! Geneza, de la capitolul 4, începând cu versetul 1, spune așa: Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva, i-a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis: a încăpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului.
Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorințele lui se țin după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau ei la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui lui Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Amin. Iată un pasaj din Scriptură pe care Biblia ne-l revelează. Foarte mulți, ca și Cain, se ascund după ce fac omoruri, după ce fac avorturi, după ce fac păcate și crede că Dumnezeu nu-i vede și nu i-a văzut. Așa a fost și Cain. Aici ne arată Dumnezeu că El a văzut. Aici ce se întâmplă este că prima crimă în univers care a avut loc a fost între doi frați. Fratele Cain l-a omorât pe Abel. Și Dumnezeu spune, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Pentru ce l-a omorât Cain pe Abel? De invidie. De invidie. Spune că amândoi au dus o jertfă. Cain a adus o jertfă din roadele pământului, că era plugar. Dar prin căderea lui Adam și Eva în păcat, pământul a fost blestemat. Și ceea ce a adus Cain lui Dumnezeu, a adus ceva blestemat. Lui Dumnezeu nu poți să-i aduci ceva blestemat. Nu poți să zici că faci fapte bune și tu trăiești în păcat și Dumnezeu să te primească. Ai o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Tu trebuie să te ești curat, să fii sfânt și apoi poți să aduci lui Dumnezeu ceva plăcut lui Dumnezeu. Abel a adus și el o jertfă din oile întâi născute. Ce s-a întâmplat? Deci jertfa lui Cain n-a avut sânge. N-a putut să moară. Însă Abel, prin credință, a înțeles că păcatul se plătește numai cu sânge. Și atunci a adus din animalele sale jertfă lui Dumnezeu. Și sângele animalelor a adus plăcere înaintea lui Dumnezeu. Glasul sângelui fratelui tău. Știți, marele evanghelist Billy Graham a fost într-o zi acostat de cineva și după evanghelizare i-a spus, domnule Graham, zice, nu mai vorbiți de sânge atâta. Că nu, e dezgustător. Nu-i plăcut să vorbești de sânge. Și Billy Graham a spus așa, la Satana e frică de sânge și mai ales de sângele lui Iisus. Și zice, cu provocarea acestui om m-am hotărât să vorbesc de două ori mai mult despre sânge. Astăzi foarte puțin să vorbesc de sângele lui și mai ales de sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că strânește milă, strânește durere, strânește suferință. Dar totodată stârnește biruință. În Apocalipsa 12 cu 11 spune că ei l-au biruit pe Satana prin sângele mielului. Satana-i biruit prin sângele mielului Iisus Hristos. Pentru că jertfa lui Iisus a biruit moartea, a biruit pe diavolul, a biruit păcatul. Și astăzi hai să vedem ce striga glasul sângelui lui Abel din pământ la Dumnezeu. Ce credeți că striga? Dreptate. Dreptate, justiție, răzbunare, vreau viața. Mi s-a luat viața, fără niciun motiv, doar de invidie.
Doar de invidie. Pentru că el a adus o jertfă mai plăcută lui Dumnezeu decât Cain. Biblia le spune în Evrei 12:24 că tot așa glasul sângelui lui Iisus Hristos strigă. Strigă. Știați că sângele are glas? Glasul sângelui lui Iisus Hristos strigă de pe cruce când l-au răstignit. Spunea Petru că 1 Petru 2:24 că Domnul Iisus a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Păcatele tale, dragul meu, care asculți în seara asta, le-a purtat Iisus Hristos. Păcatele în care te zbați, păcatele care te robesc, păcatele care te despart de Dumnezeu, le-a purtat Iisus pe cruce în locul tău. Și nu numai atât, dar Biblia spune că Domnul Iisus a fost făcut păcat pentru tine. El care e Dumnezeu și care n-a făcut niciodată păcat. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru tine. Pentru ca tu să fii neprihănirea lui Dumnezeu. Toate păcatele acestei omeni, păcate sexuale, minciuna, furtul, hoția, înjurăturile, spurcăciunile care se întâmplă pe pământul acesta, le-a luat Iisus asupra lui și știți ce costă cel mai mult pe pământul acesta? Păcatul. Păcatul costă cel mai mult și toată omenirea trebuie să plătească păcat, pentru păcat. Spune Biblia, Roman 6:23, plata păcatului e moartea. Nimeni nu poate să evite moartea. Toți murim pentru că toți suntem păcătoși. Dar Iisus Hristos a luat păcatele El și a luat pedeapsa în locul tău. Știți lucrul acesta? Te-ai gândit vreodată că tu ai contribuit la moartea lui Iisus și mai mult? Te-ai gândit vreodată că tu ești criminalul Fiului Dumnezeu? Tu l-ai omorât pe Iisus. Eu l-am omorât pe Iisus. Noi toți l-am omorât pe Iisus. Nu romanii și nu evrei. Iisus a murit pentru păcatele tale și ale mele. Și ale întregii omeniri. Și pentru că a murit pentru ele, tu ești criminalul Domnului Iisus Hristos. Și cum crezi că scapi? Dacă atunci când faci o crimă pe pământ nu poți să scapi. Și te prinde. Chiar și după ani de zile. Cum crezi tu că vei scăpa de Dumnezeu? Care știe toate păcatele tale. Poate nici soția, poate nici soțul nu ți le știe. Poate nici tata, nici mama nu ți le știe. Dar Dumnezeu le știe. Și păcatul, te spunea Dumnezeu în Biblie, păcatul tău te va ajunge. Știți, a fost un mare comedian în Hollywood, Bill Cosby. Și toată lumea l-adora pe omul acesta. Toată lumea râdea la glumele lui. Și nimeni n-a știut până a ajuns la vârsta de 89 de ani. La 89 de ani au venit câteva femei și au spus, omul ăsta, acum 50 de ani de zile, ne-a atins cum nu trebuia să ne atingă pe noi femeile. Și a fost sub sentința de abuz sexual. Și la 89 de ani, omul acesta a fost luat și băgat la pușcărie. Pentru că păcatul lui l-a ajuns. A crezut că scapă. A crezut că 50 de ani în care nimeni n-a venit să-l raporteze se vor uita totul. Dar n-a fost așa. Cu cât mai mult, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu, unde, când totul gol, e gol și descoperit, nu vei scăpa. Păcatul tău te va ajunge. Poate soția nu știe, poate soțul nu știe în ce trăiești. Spuneam la tineri, poți să-i dai telefonul celularul mama să vadă la ce te uiți? Soțule, poți să-i dai telefonul la soție și invers să vadă la ce te uiți? Dacă nu poți, atunci tu trăiești în păcat. Și păcatul acesta te va costa într-o zi. Te va costa. De aceea Dumnezeu îți oferă o șansă în seara aceasta. Să te scape de păcat. Ioan spunea despre Domnul Iisus, este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu e așa. Să vezi deodată că vina ta, că păcatul tău, că moartea ta este luată în seara aceasta. Doar prin simplu fapt că tu vii la Iisus Hristos și îi dai păcatele tale. Glasul lui Iisus strigă, spune Biblia. Ce strigă glasul lui Iisus? În primul rând, glasul lui Iisus strigă ispășire. Și ce este aceea ispășire? Ispășire.
Zice Biblia în Roman 3:25. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui. El a ispășit păcatele tale. În Vechiul Testament, Dumnezeu le-a poruncit poporul Israel ca ori de câte ori păcătuiau să aducă un miel, un berbece, un animal și să-l aducă la altar. Apoi, omul să pună mâna pe capul animalului și apoi să îi taie capul și să stropească cu sângele pe altar. Și vina acelui om era ispășită, iertată, cum se spune. Ei, Domnul Iisus este mielul lui Dumnezeu care a fost omorât din cauza ta. Sângele lui a curs din pricina păcatelor tale. Viața i s-a luat din cauza păcatelor tale. El a ispășit pentru tine și în locul tău. Cum? Ca să înțelegem mai bine, vă dau un exemplu. Se spune că pe vremea Imperiului Roman a fost un general care era și guvernatorul acelei provincii. Și omul acesta era un om foarte integru, foarte corect. El respecta legea și totodată pedepsea pe cel care călca legea. Și s-a întâmplat că în acea provincie s-a dat un decret ca nimeni să nu mai circule pe stradă după ora 9 noaptea. Și după câteva luni de zile, spre mirarea tuturor, mama acelui guvernator general a fost prinsă pe stradă după ora 10. Pedeapsa pentru călcarea acestei legi era biciuirea la stâlpul de tortură până la moarte. Și acum a fost luată la tribunal mama generalului și judecată. Generalul era în tribunal. Și toți așteptau că, având acea autoritate, putere, faimă, generalul să treacă cu vederea și să salveze mama de la moarte. El a ascultat pe judecător care i-a dat sentința, cum o știau toți, moartea la stâlpul de tortură, biciuirea până la moarte. Și când au plecat spre locul execuției, mama lui a fost legată de mâini la stâlpul de tortură. Călăul a luat biciul să înceapă să o biciuiască până la moarte. Și când a ridicat biciul, deodată generalul a strigat: opreți-vă! Și toți se uitau, gata, acum o salvează. A așteptat până aici. Generalul s-a dus la stâlpul de tortură, a dezlegat-o pe mama lui și a spus călăului: leagă-mă pe mine și aplică mie pedeapsa mamei mele. Și călăul l-a legat de stâlpul de tortură și l-a biciuit pe fiul, pe general, până la moarte, pentru că el a luat pedeapsa mamei lui. Dragul meu, gândește bine în seara aceasta. Ce faci cu acest Iisus Hristos? Iisus Hristos ți-a luat locul tău pe cruce. Tu și eu trebuia să fim pe cruce, nu Iisus. Scuipatul care l-a luat între ochi, bătutul cu trestia în cap, corona de spini, dezbrăcarea de haine lui, barjocura care a suferit-o Iisus, blestemul, că Biblia spune oricine a târnat pe cruce e blestemat. Iisus a luat blestemul tău și tu meritai să fii pe cruce. Eu meritam, noi toți meritam să fim pe cruce, dar Iisus a spus: mor eu în locul lor. Iau eu bătaie în locul lor, iau eu scuipat în locul lor. De aceea, în seara aceasta am ajuns aici. Nu neglija această jertfă a lui Iisus. Pentru că Iisus mântuiește astăzi, dar mâine El va fi judecător. Și vei sta înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu să dai socoteală ce ai făcut cu acest Iisus Hristos care a luat vina păcatelor tale. Biblia spune în 1 Petru 1:18 la 19 că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint, cu aur, cu pietre scumpe, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Și ce înseamnă răscumpărare? A răscumpăra înseamnă a cumpăra din nou. A cumpăra din nou. Noi, prin păcat, toată omenirea, am devenit proprietatea diavolului. Prin păcat, am devenit proprietatea diavolului.
Cu toate că am fost creațiunea lui Dumnezeu, păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu și Biblia spune că lumea zace în cel rău, în diavolul. El, spunea Iisus, este stăpânitorul acestei lumi. Și în toată omenirea este stăpânirea diavolului. Dar a venit Iisus Hristos și a plătit El pentru tine să te răscumpere, să te cumpere din nou de la diavolul, să nu mai aparții la diavolul. Și mulți stau nepăsători, ai ok, dragii mei, poate că anul acesta e ultimul an pentru viața ta. Gândește bine, Iisus a venit să te răscumpere, să te cumpere și nu cu pietre scumpe, nu cu argint și cu aur, nu cu un milion de dolari, cu viața Lui. Se spune că odată un păstor a venit la biserică cu o colivie de păsări goală și toată lumea se uita când a pus-o la anvon, lângă anvon, ce-i cu colivia aceea de păsări în biserică. Și păstorul a spus că când venea la biserică, am întâlnit un grup de copii și am văzut că puneau la cale ceva. Am văzut că aveau colivia de păsări plină și a zis, copii, ce faceți cu păsările alea? A, zice, ne vom amuza. Cum? Păi zice, le smulgem penele și fulgii și apoi le dăm la pisică să le mănânce, că nu mai poate să zboare. Păstorul îngrozit, dar de ce s-au omorât aceste păsări? Ce v-au făcut? E, așa ne distrăm noi. Și păstorul a zis, hai că vă dau eu bani, cât vreți pe păsările astea? A, dar ce să dai bani pe păsările astea? Astea sunt bune de nimic. Cântă puțin, fac găinați în colivie, dai de mâncare și au murit. De ce să arunci banii pe gard? Și păstorul a insistat și a spus, câți bani vreți pe aceste păsări? Și copiii au spus, dă-ne 20 de dolari și păsările tale. Păstorul le-a dat banii, copiii au luat banii și au plecat și păstorul a desfăcut colivia și apoi a dat drumul la păsări să zboare. Și apoi păstorul continuă și spune, Domnul Iisus într-o zi a avut o discuție cu diavolul. Și Domnul i-a spus diavolului, Domnul Iisus, cât vrei pentru Maria, cât vrei pentru Doru, pentru Veta, pentru Ioan, cât vrei pentru ei? A, dar ăștia sunt buni de nimic. Ăștia te înjură, ăștia te blestemă, ăștia curvesc, ăștia beau, ăștia fumează, ăștia sunt catracii. Lasă-i să se ducă în iad. De ce să plătești pentru ei? Nu merită. Și Domnul Iisus a spus, diavole, cât vrei pentru ei? Și diavolul a spus, sângele și viața ta. Și Iisus a spus, mi le voi da pentru ei. Și și-a dat sângele și-a dat viața pentru tine. Glasul sângelui Iisus strigă în dreptul tău, te-am răscumpărat. Am plătit pentru tine. Și n-am plătit cu aur și cu argint, am plătit cu viața mea, cu sângele meu. Asta strigă. Și nu lăsa să mai strigă în seara, să mai strigi în seara asta. Și seara asta ascultă strigătul. Iisus a venit să te răscumpere. De la acela care e mai puternic ca tine și care nu te lasă să scapi niciodată. Pentru că vrea să-ți petreci veșnicia cu el în iad, Satana. Numai Iisus l-a biruit. Poate că de multe ori ai încercat să te lași de curvăsăraie și de toate păcatele în care trăiești. Dar ascultă, Iisus Hristos a venit să elibereze pe cei robiți de diavol. Am întâlnit oameni care au spus, apoi eu vin la Iisus după ce mă las de păcate, după ce mă las de băutură, de curvăsărie și de toate alea. Și am început să râd. Și ai dat de ce râzi? Păi e foarte ciudat ce spui. E ca și cum un om bolnav de cancer spune, eu după ce scap de cancer mă duc la doctor. Păi la ce să te mai duci la doctor dacă poți să scapi de cancer? Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, cei bolnavi. Și tot așa tu spui, eu mă las de păcat și apoi vii la Iisus. Dar ce să mai vii la Iisus? Ce să-ți mai facă Iisus dacă tu poți să te lași singur? Iisus te scapă de păcat. Iisus te eliberează de păcat. Și în seara asta Iisus ne-a trimis aici pentru că vrea să elibereze multe vieți. Dar spun, Satana nu te va lăsa. Satana îți va șopti să nu te duci acolo. Să nu te duci să te întâlnești cu Iisus. Să nu te duci ca Iisus să te elibereze. La unii le vor place să rămână în păcat și în lanțurile acestea ale păcatului. La alții le va fi rușine că diavolul le va șopti, dar ce o să zică satul? Ce o să zică satul că te-ai pocăit? O să strige după tine pocăit? Păi mai bine să strige pocăitul decât pierdutul. Că pocăitul are păcate iertate. Pocăitul e fiul de Dumnezeu și pocăitul merge în rai. Dar tu unde îți vei petrece veșnicia?
Pocăitul a fost răscumpărat și eliberat de păcatele lui. Și tu rămâi sub acea povară de păcate. Și cu acele păcate te vei duce în fundul iadului. Pentru că numai Iisus Hristos poate să te elibereze de păcate. Iisus Hristos a plătit pentru păcatele tale. Se spune că un bărbat dintre neamuri a venit la prăvălia unui evreu și l-a întrebat: acum că nu mai aveți templu, că templul e dărâmat, cum mai scăpați voi de păcate? Că nu mai puteți să aduceți jertfă, nu mai aveți altar în templu, nu mai există templu. Și evreul zice: a, păi mergem la rabin și rabinul ne citește din psalmi un verset despre jertfă. Și spune: acum că v-am citit psalmul, plecați liniștiți că nu mai aveți păcate. Atât de simplu, da. Cel dintre neamuri zice: bine, hai că nu mai stăm la dispută aici, hai că vreau să cumpăr câteva lucruri. A cumpărat vreo 10 cămăși, vreo 5 pantaloni, 3 perechi de pantofi, evreu își freca mâini de bucurie că face vânzare. Și apoi a spus omul evreu, zice: ia pune pe listă și spune fiecare lucru, cât a fost, ce am cumpărat și totalul, cât costă. Și evreul face socoteala și apoi spune suma, la care cel dintre neamuri ia sarsanaua, sacoșa sub braț cu ce-a cumpărat și pleacă pe ușă. Și evreul aleargă după el și spune: omule, omule, unde te duci? Ai uitat să plătești. Păi cum, nu mi-ai citit lista? Păi da, păi așa și cu rabinul. Rabinul citește lista de jertfă, un psalm, și nu mai plătește nimeni. Nu? Așa și eu. Mi-ai citit lista și nu mai plătesc. Dragii mei, Iisus a plătit cu sângele Lui și a dat viața pentru tine, pentru ca să te răscumpere, să te cumpere din nou de la diavolul. Dar El nu te forțează. Tu alegi seara asta să treci de partea lui Iisus sau să rămâi cu diavolul. Să rămâi în moarte veșnică sau să vii la Iisus la viață veșnică. Spune Psalmul 49:8: răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Deci răscumpărarea sufletului tău nu poate să facă niciodată decât prin sângele lui Iisus Hristos. Nimeni nu poate să te salveze. Religia nu te salvează. Faptul că te bați cu pumnul în piept că ești creștin nu te salvează. Cineva trebuie să plătească pentru păcatele tale. Religia nu poate să moară pentru păcatele tale. Faptele tale bune nu poate să plătească pentru păcatele tale. Ar fi fost foarte simplu pentru Dumnezeu să zică: alege o religie, fă și tu fapte bune și o să fie ok, achitat de păcate. Dar nu se poate. Cineva trebuie să plătească. Și Iisus Hristos a plătit. Și Biblia spune: fără vărsare de sânge nu este iertare. Nu există iertare. Iertarea ți-o dă numai Iisus Hristos prin sângele Lui. Apoi Biblia spune că glasul Domnului Iisus strigă iertare, iertare. Zice în Evrei 9:22: și după lege aproape totul este curățat cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Poate te-ai gândit să scapi de păcate de nenumărate ori. Și am întâlnit oameni care s-au dus la preot, s-au spovedit și când ne-am întâlnit zic: ai păcat iertate. Păi domnule, nu știu. Păi dar ce nu știi? Păi nu te-ai spovedit la părintele? Ba da. Și îi dai și bani? Ba da. Păi și tot cu păcatele pleci. Și de ce? Pentru că am mers la o persoană greșită. Preotul nu poate să te ierte de păcate. El face o slujbă care nu e biblică. Biblia spune că tu trebuie să vii la Iisus Hristos. Nu e așa? Când erai copil și făceai o prostie, te ducea la vecină să ceri iertare? Sau te ducea la mama și la tata? Dacă eu îi dau un cap lui Ionuț și mă duc la tata lui și spun: dați-mi iertare că i-am spart capul la copilul tău, ce o să spună taicăsul? Păi ce, du-te la Ionuț, nu? Păi el l-ai făcut să suferi. El poate să-ți dea iertare, nu eu. Eu de ce să-ți dau iertare? Că nu mi-ai greșit mie. Tot așa și omul. Biblia spune prin Domnul Iisus, în epistola lui Ioan, zice: dacă ne mărturisim păcate la Iisus, Iisus e credincios și drept să ne ierte de orice păcat. Și când vii la Iisus, nu la preot, și mărturisești păcatele, ai garanția că păcatele tale sunt iertate. Altfel te duci toată viața la preot, îi dai și bani, te spovedești și tot cu păcatele asupra ta rămâi.
Numai Iisus Hristos îți ia păcatele. Numai sângele lui Iisus își șterge păcatele. Nimeni altcineva. Și asta e Biblia pe care mulți dintre voi nu o citiți ca să aflați adevărul. Și credeți minciunile unor oameni care își dau singura autoritate că îi poate să ierte. Și nu pot să ierte. Iisus Hristos iartă. Se spune că au fost doi frați gemeni. Și Charles și John. Și Charles îi plăcea lumea, poate ca la mulți dintre voi. Distracțiile, femeile, pornografia, banii, distracția și așa mai departe. Și John îi spunea mereu, oprește-te, Charles, dă-i viața lui Iisus, pocăiește-te, oprește-te din felul ăsta de viață. Ca să plătești într-o zi. Și el nici de cum. Se ducea și se destrăbăla până la maxim. Și într-o seară, când Jean era acasă, se aud bubuituri în ușă și când Jean deschide ușa, intră Charlie pe ușă cu ochii vineți, cu părul sculat în cap, cu hainele pătate de sânge și strigă: Jean, salvează-mă! Jean, salvează-mă! Ce s-a întâmplat? Deci eram în bar, am băut, ni s-a urcat la cap, m-am certat cu un prieten, ne-am luat la bătaie, am scos cuțitul și l-am omorât. Și acum poliția vine după mine. Jean, salvează-mă, că mă vor executa. Și Jean a spus, dă repede hainele jos de pe tine. Și în timp ce Charlie își dădea jos hainele pătate de sânge, Jean s-a dezbrăcat și el și i-a dat hainele lui curate și i-a spus, îmbracă-te cu hainele mele, fugi pe ușa din spate și o săptămână nu mai veni înapoi. Și Charlie s-a îmbrăcat cu hainele fratelui său, iar Jean a îmbrăcat hainele pătate de sânge. Imediat a năbustit poliția în casă, l-a văzut cu hainele pătate de sânge, mai ales că erau gemeni, a pus mâna pe el, l-au dus la tribunal. La tribunal l-au judecat, iar Jean n-a scos un cuvânt spre apărarea lui și a fost osândit la moarte. După o săptămână a venit Charlie acasă și întreba pe vecin, l-ați văzut pe Jean? Păi cum, adică tu ești frate geamă și nu știi ce s-a întâmplat cu fratele tău? Ce s-a întâmplat? Fratele tău a comis crimă și a fost executat pentru crimă. S-a îngrozit Charlie și a spus, nu, fratele meu era pocăit, era copilul lui Dumnezeu. El n-a făcut nimic. Ați omorât un om nevinovat, a fugit la tribunal. Domnule judecător, ați omorât un om nevinovat. Eu am comis crima. Și judecătorul a spus, ne pare rău, fratele tău nu s-a apărat, a tăcut din gură și a primit pedeapsa ta pentru crima ta și crima a fost ispășită. Dar fratele tău mi-a dat o scrisoare să-ți dau când vei veni. Și Charlie a luat scrisoarea cu lacrimi în ochi, tremurând, și când a deschis-o a citit așa, dragul meu frate Charlie, eu merg să mor pentru crima ta. Păstrează hainele curate. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne-a trimis în seara asta pentru că a luat El crimele, păcatele, murdăriile voastre și a murit în locul vostru nevinovat. Când l-au judecat, exact ca și Jean, n-a deschis gura deloc. Nu s-a apărat. Pe cruce își băteau joc de El. Dă-te jos să credem în tine. Și Iisus striga, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Pentru tine a strigat Iisus. Glasul lui Iisus strigă în dreptul tău în seara aceasta. Iertare! Dar nu poți o capeți decât prin acel cuvânt defăimător, bajocoritor, huiduit, care se numește pocăință. Dragii mei, pocăința nu este ideea pocăiților. Pocăința este porunca lui Dumnezeu pentru fiecare din voi, că toți aveți păcate. Așa spune Biblia. Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, ci poruncește acum, nu mâine, tuturor oamenilor să se pocăiască din bucerdea. Pentru că a rânduit o zi prin care va judeca lumea din bucerdea. Dumnezeu ți-a mai dat un an. De anul trecut de când am venit și am predicat. Ți-a mai dat un an, e îndurarea lui Dumnezeu. Și încă amâni și încă îi spui nu lui Dumnezeu. Dar nu știu cât o să mai spui nu. Pentru că dacă te surprinde moartea, dacă te surprinde venirea lui Iisus Hristos, tu ești pierdut cu toată mântuirea
și iertarea lui Iisus Hristos pe care n-ai primit-o, ci ai respins-o. Hristos te cheamă astăzi. Domnul Iisus spunea în Luca, dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Nu există altă cale. Că fac fapte bune, că mă numesc creștin, că mă duc la biserică. Tu trebuie să te pocăiești. Ce înseamnă pocăința? Să te căiești rău de tot. Când copilul făcea o prostie, plângea și se pocăia și spunea, mamă, iartă-mă, n-am să mai fac. Și mama îl ierta. Asta e pocăința, dragii mei. Și fără pocăință nu există să te împaci cu Dumnezeu. Nu există să ai păcat iertat. Poți să încerci tu ce-o-i vrea pe lumea asta. Poți să alegi toate religiile din lumea asta. Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a spus clar și a declarat, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu e aproape. Nu există altă cale. Nu există. Îmi spunea o femeie în Oltenia, zice, eu fac orice îmi spune Dumnezeu, dar de pocăi nu mă pocăi niciodată. Păi zic, atunci tu nu faci ce spune Dumnezeu. Nu eu îmi spun să te pocăiești, Dumnezeu îți spune să te pocăiești. Aia, dar crezi eu în Iisus, nu există. Tu nu spui că crezi în Iisus și n-accepti învățătura lui Iisus. Tu când spui crede în Iisus, trebuie să accepti ce spune Iisus. Și Iisus a spus să te pocăiești și tu nu vrei. Atunci tu ți alegi singură iadul. Tu ți alegi singură să nu primești iertarea lui Dumnezeu. Pentru că iertarea de păcate vine numai prin pocăința lui Iisus Hristos. Pocăința în Iisus. Spune Biblia, sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat. Spunea Petru în Faptele Apostolilor 2:38, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor. Asta a spus și Petru, asta a spus și Iisus, asta a spus și Ioan Botezătorul și asta spune, culmea, și preotul la biserică. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu spune așa. Și nici nu să pocăiești. Și dacă te pocăiești, vine după tine. Ce faci, mai nebunit? Te-ai rătăcit de la sfânta credință. Cum să te pocăiești? Păi n-am făcut ce ai spus dumneata. Și nu dumneata, Iisus a spus asta. Eu am făcut ce spune Biblia, ce spune Iisus. Și el vine că numai să te despocăiești. Sângele lui Iisus Hristos strigă justificare, îndreptățire. Și ce înseamnă acesta? Dacă tu primești iertarea lui Iisus, dacă tu te pocăiești, spune Biblia că sângele lui Iisus își șterge păcatele. Ați văzut la calculator, există o tastă care îi spune ștergere. Și dacă apeși pe ea, șterge tot ecranul și nu mai poți să duci înapoi. E, asta face sângele lui Iisus, puterea lui Iisus. El șterge păcatele în așa fel încât Dumnezeu, prin Iisus, te îndreptățește ca și cum n-ai păcătuit niciodată. Ia imaginează-ți, că tu nici nu mai ții minte. Câte înjurături ai tras săptămâna trecută sau acum o lună, sau câte păcate ai comis. Iisus Hristos șterge tot. Dacă te pocăiești, dacă accepți iertarea lui Dumnezeu și te consideră ca și cum n-ai făcut niciodată. Imaginează-ți viața ta ca o pagină neagră și pe care Iisus o face albă ca zăpada. Și nu mai există păcat și nu-și mai aduce Dumnezeu aminte de păcatele tale niciodată. Asta e puterea în sângele lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus strigă reconciliere cu Dumnezeu. Spune în Efeseni 2:13, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați datorită păcatului, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos. Fără Iisus Hristos nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu. Nu se poate. Pentru că Dumnezeu e sfânt și tu ești păcătos. Și dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu este un foc mistuitor. Te arde de viu. Dar prin sângele lui Iisus, tu ai dreptul să te apropii de Dumnezeu. Sângele lui Iisus îți dă dreptul să intri în prezența lui Dumnezeu. Reconciliere înseamnă împăcare cu Dumnezeu. Știi că ești certat cu Dumnezeu? Știi că ești dușmanul lui Dumnezeu datorită păcatului? Dar Biblia spune că sângele lui Iisus strigă pace. Pace! În Coloseni 1:20 spune Hristos a venit să împace totul cu sine, prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Prin sângele crucii El face pace între tine și Dumnezeu.
Cel mai mare război din lumea aceasta nu e războiul între Ucraina și Rusia. Nu e războaiele care a fost cu Hitler sau alte războaie, sau războaiele între soț și soție. Cel mai mare război în lumea aceasta este războiul între tine și Dumnezeu. Și Iisus Hristos a stat între om și Dumnezeu. Și Biblia spune că nu este alt mijlocitor să mijlocească pentru tine înaintea lui Dumnezeu decât Iisus Hristos. Nu Fecioara Maria, nu Sfântul Petru, nu Sfântul Ilie, niciun sfânt, că toți sunt morți. Iisus Hristos e singurul mijlocitor și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru tine în seara asta. Și a spus de anul trecut, mai lasă-l un an de zile. Poate anul viitor se va pocăi, poate anul viitor va veni și își va mărturisi păcatele să capete iertare. Iisus Hristos te-a așteptat, dar răbdarea lui ajunge la capăt. E bunătatea lui Dumnezeu care ți-a mai dat zile, un an de zile. Spune Biblia, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, la împăcare cu Dumnezeu. Sângele lui Iisus strigă pace, dar într-o zi nu va mai striga pace. Într-o zi va striga răzbunare. Asta, judecată, asta va striga sângele lui Iisus. Apoi sângele lui Iisus strigă că intrare este slobă de locul preasfânt în prezența lui Dumnezeu. Evrei 10:19. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Auzi? Tu poți să intri în prezența lui Dumnezeu prin sângele lui Iisus. Spune o întâmplare că John Wesley, când se întorcea de la o evanghelizare noaptea, a fost atacat de un hoț și i-a luat tot ce avea. Și pe când hoțul se îndepărta cu ce a furat de la John Wesley, evanghelistul, evanghelistul a strigat după el, stai puțin că mai am să-ți dau ceva. Hoțul mirat că îl cercetase, îi luase tot ce avea. Zice, ce mai ai? Zice, mai am un cuvânt pentru tine și vreau să ți-l dau. Sângele lui Iisus Hristos te curățește de orice păcat. Într-o zi îți va părea rău pentru că ai furat, pentru că ai trăit astfel. Dar atunci când va părea rău, ține minte, sângele lui Iisus Hristos te curățește de orice păcat. Și hoțul a plecat, iar Wesley s-a rugat, Doamne, fă să prindă sămânță, rod, cuvântul Tău în inima lui. După ani de zile la o biserică, în timp ce dădea mâna cu el la ieșire oamenii, deodată a apărut acel hoț la costum, la cravată și a spus, Wesley, eu sunt ce sunt astăzi datorită ție. Când te-am furat, te-am prădat, cuvântul tău mi-a străpus inima că sângele lui Iisus mă curățește. Și m-a curățit și acum sunt un om cu business. Și Wesley a spus, nu eu, tu nu-mi datorezi mie nimic, tu îi datorezi totul sângele lui Iisus. El te-a iertat și El te-a făcut om. Astăzi, Isaia 1:18 spune că sângele lui Iisus Hristos este invitația ta către Dumnezeu. În seara aceasta Iisus te invită și spune în Isaia 1:18, veniți totul să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre roșii cum e cârmâzul, se vor face mai albă ca zăpada. De vor fi păcatele roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Sângele lui Abel vorbește prin credință, strigă din pământ la Dumnezeu, dreptate, justiție. Dar sângele lui Iisus Hristos în seara asta strigă către tine iertare, împăcare, răscumpărare, pace cu Dumnezeu. Și tu în seara asta alegi să auzi glasul lui Iisus care strigă către tine. Sau să-ți infuzi urechile și să pleci acasă așa cum ai venit. Și poți să pleci acasă cu păcatele asupra ta. Poți să pleci acasă să fii în continuare dușmanul lui Dumnezeu. Dragii mei, Biblia spune că Iisus e mântuitor astăzi, dar mâine va fi judecător. El te invită astăzi la El, fără să-i plătești nimic, fără să mergi pe genunchi, de aici până în capul satului. Fără să vii cu 1.000.000 de euro, El gratis îți oferă iertare, eliberare și mântuire. E sângele lui Iisus, spune că te invită astăzi, te cheamă. Era o fată care la 18 ani i-a spus lui maică sa, eu nu mai vreau să stau cu tine. Eu vreau să mă duc să-mi trăiesc viața cum vreau eu. Nu tot timpul să spui cum să trăiesc.
Și și-a luat lumea în cap, avea ceva bani în buzunar, însă banii după o perioadă s-au terminat. Și fata aceasta a căutat de lucru. Și ce a găsit de lucru? Un job să danseze dezbrăcată pe mese în timp ce oamenii beau în baruri. Mama ei a aflat că dansează prin baruri. Și ei nu știa la ce bar. Dar i-a venit o idee. A făcut niște poze cu chipul ei, al mamei, și a scris câteva rânduri pe poză. Și s-a dus la proprietarii la barul, din bar în bar, și a spus: îmi dați voie să lipesc poza pe ușa barului, îmi caut fata. Și i s-a dat voie. Într-o seară pe la 11, când fata venea la muncă, când se intre pe ușă, deodată vede pe ușă poza mamei. Și nu-i venea să creadă ce caută poza mamei la ușa barului unde lucrez. Se apropie mai aproape să vadă și vede că scrie câteva cuvinte. Și când citește, scrie așa: te iubesc, vin acasă. Și fata n-a mai putut să intre în bar în seara aceea. S-a dus acasă și apropiindu-se de casă a văzut că era lumina aprinsă după 12 noapte. Mama ei întotdeauna grijulie stingea becul. S-a zis, ceva s-a întâmplat cu ea. A alergat și când a ajuns în fața ușii, vede că ușa era deschisă, dată de perete. Doamne, sigur s-a întâmplat ceva. Mama întotdeauna încuia ușa noaptea. Și a năpustit în cameră și în cameră a văzut-o pe mama ei pe genunchi. Se ruga pentru fiica ei să vină acasă. Și a zis, mamă, cum de lumina ai aprinsă? La ora asta când tu stingeai becul. Draga mea, lumina asta a rămas aprinsă. Să-ți arate unde să vii. Și cum de ușa e deschisă de perete? Ușa asta a rămas deschisă. Să-ți vorbească că ești binevenit acasă. Dragii mei, sângele lui Iisus vorbește. Strigă din pământ. Strigă de pe cruce. Strigă din cerul pentru tine. Iartă. Mântuiește. Răscumpără. Și în seara asta Dumnezeu te invită. Sângele lui Iisus, glasul sângelui te cheamă și spune: vreau să-ți dau iertare. Vreau să-ți dau mântuire, vreau să-ți dau viață veșnică. Ești gata să o primești? Dacă ești gata, te-aș invita să vii aici în față. Să ne rugăm împreună și îți garantez ceva. Știți care este adevărata fericire? Nu este să ai $1,000,000. Ai $1,000,000 și doctorul spune: mai ai 3 luni de trăit, că ai cancer. Nu? Stagiu 4. Degeaba ai banii. David spune în Biblie: ferice, adevărata fericire, ascultă, ferice de cel cu păcatul acoperit și de cel cu fără de lege iertat. Asta e adevărata fericire. Să știi că ești bine cu Dumnezeu. Să știi că i-ai dat păcatul lui Dumnezeu și te-a iertat. Să știi că te duci în raiul lui Dumnezeu. Să știi că dacă Iisus vine noaptea asta, că El a promis că vine în clipa, că nu te gândești, tu ai păcat iertat. Dragii mei, și ce spunea Iisus? Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcat. Odată ce ai plecat de pe pământ și nu știi când, nici mâine nu-ți garantezi că tu o să fii în viață. Odată ce ai plecat cu problema păcatului nerezolvată, tu vei merge în iazul aprins. Dumnezeu nu vrea. Iadul a fost pregătit pentru diavolul. Dar tu singur ales să te duci în iad. Când respingi pe sânge, pe Fiul lui Dumnezeu, când respingi iertarea prin sângele lui Iisus. Spunea Iisus: cine se rușinează de mine înaintea oamenilor, și eu mă rușinez de el înaintea lui Dumnezeu. Iisus a stat pe cruce dezbrăcat pentru tine și în locul tău. Și tu nu poți să vii și să spui: eu vreau să vin să îl primesc pe Iisus. Vreau să am iertare de păcat. Vreau să plec acasă, acasă fără păcat. Cu Iisus în inimă, cu mântuirea, gratis. Hai să ne sculăm în picioare. Și haideți cei care n-aveți iertarea de păcate, care nu sunteți mântuiți, veniți aici să ne rugăm împreună. Că Biblia spune, dacă vii și mărturisești păcatele, Iisus te iartă. Ți-e rușine? Nimeni din satul ăsta nu te mântuiește. Când vei sta înaintea lui Dumnezeu, vei fi singurel. Vei sta singur înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu te va întreba dacă ai avut și tu o religie, dacă ai făcut și tu un bine celui sărac, dacă ai mers la biserică, dacă te-ai numit creștin. Dumnezeu te va întreba o întrebare. Ce ai făcut cu Iisus? Eu nu am dat pe Fiul meu. Fiul meu nu și-a dat sângele
ca tu să trăiești în nepăsare și să n-accepti jertfa Lui. Există cineva care vrea să vină. Haideți că vă cheamă Dumnezeu de la copii și până la cei mai în vârstă. Veniți să vă împăcați cu Dumnezeu. Veniți să primiți iertarea de păcate și viața veșnică, care e gratuit. Spuneam de multe ori că dacă aș spune și v-ați oferi, uite aici cheile de la microbuzul ăla, nici aș termina și le-aș lua, le-aș lua gratis. Dar nu vă ofer o mașină. Eu vă ofer pe Iisus Hristos. Iertarea, mântuirea, răscumpărarea. Haideți, veniți aici în față. Nu stați, că vă cheamă Iisus să vă mântuiască în seara aceasta. Să vă ierte păcatul. Aici este cineva care are nevoie de iertare și de împăcarea cu Dumnezeu. Hai, vino aici. Hai să ne rugăm împreună, că nu te chem să te faci de râs. Într-o zi fiecare din noi am venit ca să-L primim pe Iisus. Haideți, salvați-vă cât mai este vreme. Dumnezeu încă o dată te-a chemat în seara aceasta. Nu pleca. Nu spune nu lui Dumnezeu. Hai, veniți aici. Mai este? Hai, veniți că vă cheamă Iisus la mântuire și la iertare. Nu stați nepăsători de mântuirea lui Dumnezeu. Aleluia. Dumnezeu a trimis pe Iisus din cer. Ne-a trimis pe noi din America. Puteam să stau în America în vacanță și să-mi văd de treabă. Dar pentru că lui Dumnezeu îi pasă de sufletele voastre. Zice că El nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca păcătosul să vină la mântuire. Este cineva acolo în stânga, cu copiii, veniți aici. Veniți aici să-L primiți pe Iisus. Să primiți iertarea lui Dumnezeu. Vă cheamă Dumnezeu la mântuire. Nu stați nepăsători. Că Dumnezeu cheamă, așa spune Biblia. Zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Dar într-o zi va spune, plecați blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului. Îl primești pe Iisus, te primești. Îl respingi pe Iisus, vei fi respins de Iisus. N-aștepta momentul acela că va fi groasă. Iisus a vorbit despre iad. Un loc unde vierme nu doarme, focul nu se stinge niciodată. Și acolo vei fi o veșnicie, când ai avut ocazia ca destinația ta să schimbe spre rai. În seara asta tu alegi. Tu alegi de partea cui vrei să rămâi. De partea lui Iisus sau de partea diavolului. Acolo mai este un suflet care vrea să vină aici, să-L primească pe Domnul Iisus. Haideți, care n-ați fost mântuiți, care n-ați fost iertați, veniți să primiți iertarea lui Dumnezeu. Veniți să vă împăcați cu Dumnezeu. Nu veniți. Tot așa va fi într-o zi. Când Dumnezeu va spune, vale. Pentru că El cheamă. Și El a plătit un preț. Dar dacă nu vreți să acceptați prețul, e problema dumneavoastră. Nu mai este niciun suflet. Biblia spune așa, când un suflet se pocăiește, tot cerul se bucură. Un suflet. Se bucură și strigă, Iisuse, n-ai murit în zadar. Uite un suflet care a acceptat sângele tău și jertfa ta. Dar ce faceți ceilalți? Ce faceți ceilalți? Care stați nepăsători, vă uitați unii la alții și nu mă duc. De ce nu te duci? Că iubești păcat. Iubești pe diavol. Și vrei să fii cu diavol. Dar e alegerea voastră, dragii mei. Încă o dată mai fac chemare. Și ultima oară. Iisus te cheamă, te invită astăzi, profită de ocazia aceasta, împacă-te cu Dumnezeu, pleacă de aici fără păcate și cu garanția că ai viață veșnică. Mai este aici în dreapta un suflet care vrea să vină, de la copii și până la cei mai în vârstă. Toți aveți nevoie de iertare. Nu stați nepăsători de iertarea, față de iertarea lui Dumnezeu. Aici, în partea dreaptă, aici la gard, niciunul. Nici unul aici stânga. Parcă zici că vă chem la operație, la dentist, să vă scoată o măsea sau așa. Veniți să scăpați de păcate, dragii mei. Mai este un suflet. Un suflet. Pentru suflet Hristos a plătit cu viața Lui. Și El o primește așa cum e. Dacă n-ai avut curaj, atunci roagă-te și tu. Acolo unde ești. Pentru că Biblia spune, dacă mărturisim cu gura pe Iisus ca Domn și dacă credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți, vom fi mântuiți. Și oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit.
Ca să chem numele Domnului trebuie să deschizi gura. Eu nu pot să-l stric pe Ionuț cu gura închisă. Trebuie să chem, să strig. Și trebuie să strigăm. Și haideți împreună să ne rugăm. Rugați-vă împreună cu mine dacă n-ați avut curaj să veniți până aici. Rugați-vă împreună și spuneți împreună: Doamne Iisus, spuneți, îți mulțumesc că ai murit și pentru mine. Sunt păcătos, dar cred în jertfa ta. Am auzit glasul sângelui tău, care vrea să-mi dea iertare. Te rog acum, iartă-mă, Iisus, mă pocăiesc de toate păcatele mele. Spală-mă cu sângele tău și vină în inima mea ca mântuitorul meu. Mulțumesc, Iisuse, că m-ai iertat de toate păcatele mele. M-ai mântuit și mi-ai dat viață veșnică. Sunt copilă a ta și îți mulțumesc, Iisus, că îmi pregătești un loc în rai. Te iubesc și vreau să fiu a ta până mă voi întâlni cu tine. Ajută-mă să trăiesc după voia ta. În numele lui Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Asta este rugăciunea păcătosului. Păcătosul care vine și recunoaște că e păcătos și strigă către iertarea lui Dumnezeu. Și dacă v-ați rugat, s-a mai rugat cineva, măcar ai putea să ridici o mână să spui: da, și eu m-am rugat. Pentru că și eu am avut nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Nici asta nu puteți. Sau nu te-ai rugat. Treaba voastră. Noi ne-am făcut solia, noi am ascultat de glasul lui Dumnezeu. Și să știți că cerul se bucură pentru un suflet. Dar ce faceți voi? Ce faceți voi? Mă rog ca în seara asta să nu puteți să dormiți. Să mergeți acasă, să vă tăvăliți în pat, până când strigați: Doamne Iisuse, mântuiește-mă și pe mine. Că dacă în seara asta vine moartea peste voi sau vine Iisus, veți pieri pentru veșnicia întreagă. Și Dumnezeu nu vrea să fie în iad. Dar nu poate să te forțeze să ajungi în rai. E alegerea ta. Așa că gândiți-vă bine ce ați auzit în seara aceasta. Și aduceți-vă aminte că glasul sângelui Iisus strigă pentru voi. Strigă pentru voi. Pocăiți-vă și primiți-L pe Iisus. Întoarceți-vă la Dumnezeu să vi se ierte păcatele, să vă elibereze de păcate.